potrivit dumneavoastră, mai are rost de dezbătut programul? Dacă e clar că nimeni nu vrea să voteze. Țară, chiar cu așa coasă politică care este, există instituțiile. Există instituția parlamentului. Există instituția guvernului. Eu am participat în asemenea exercițiu în decembrie 2015, când colegii noștri, unii actuali, foști deputați, nu s-au prezentat la ședință și a fost foarte urât. Oricum există ziua de mâine, ziua de poimâine. Candidatul vine cu componența. Oricum e interesant care ar fi programul. Putem să palpăm niște viziuni pe viitor. Este un exercițiu... Pentru perioada după alegeri. Vine candidatul la funcția de prim-ministru. Și așa multe instituții sunt discreditate în această țară. Mi se pare că este absolut logic să examinăm programul, să depunem întrebările, să vedem care, chiar ce interesantă listă, componență, că asta e tot e un semn. Pentru noi, de exemplu, cei de la platformă, noi vedem că noi nu am discutat nimeni, noi nu cunoaștem care ar fi programul, care ar fi componența și dat fiind faptul, totuși noi suntem două partide diferite cu cei de la PAS. Pe mine mă interesează modelul economic a doamnei Gavriliță. Noi am fost cu dumneavoastră colegi, nu cum colegi, dumneavoastră a fost ministru finanțelor. Noi am avut multe puncte comune de vedere la dezvoltarea economiei, dar am avut și divergență. Pentru mine, ca reprezentantul platformei, da, este interesant să văd care sunt viziunile doamnei Sandu. Eu nu odată am spus că modelele economice la noi, la platforma DAS și la PAS, diferă. Domnule Jezdan, potrivit Partidul Democrat, mai are rost de dezbătut program? Uitați-vă, doamna Morari. Eu cred că nu există dreptul moral să vii astăzi în Parlament, în glumă. Fiindcă noi deja ne trezim că profanăm aproape toate instituțiile statului. Iar cel care va veni, și vorbesc de doamna Gavriliț, va fi votat acest guvern. Nu va fi votat. Dânsa va prezenta un program a unui guvern. Un guvern care este pus într-o situație mega complicată. Noi nu am mai trecut niciodată în Republica Moldova prin astfel de situații complicate. Și vorbesc și de deficitul bugetar, și de situația pandemică, și de criza politică. Eu cred că ei trebuie să pregătească bine, fiindcă, așa cum spun și colegii, noi la fel nu știm nimic din ceea ce se întâmplă cu componența acestui cabinet de miniștri. Eu personal sunt interesat cu cine va fi prezentă doamna Gavriliță. Domnul Vartanian, deci PSRM-ul va analiza cu cea mai mare atenție acest program, această listă cabinetului de miniștri sau după declarații de ieri făcut de Igor Dodon, deci asta va fi o pură formalitate. Nu votați și gata. Nu. Evident, noi suntem gata și noi trebuie să vedem cu ce echipă vine doamna Sandu. Știți, în limba engleză sunt două cuvinte. Un glimpse and trailer. Și în limba rusă este un cuvânt vitrină. Pentru Maia Sandu, care a provocat aceste alegeri anticipate, în mare parte, acest exercițiu este o șansă de a arăta o echipă care, ca o glimpse, ca o trailer, va fi o echipă de dream team care va fi după alegerile anticipate. Și ceea ce noi auzim de la colegul nostru Liptinenko, situația este un pic, eu cred, foarte gravă, fiindcă dacă încă nu sunt oameni în listă, aceasta înseamnă că doamna Sandu are mari probleme cu echipa. Poate că sunt, dar nu ne-a spus. Dumneavoastră ați dedus din ceea ce am spus eu? Nu, echipa e gata. Nu, dacă doamna Sandu a vrut anticipatele cât mai curând, doamna Gavriliță putea să fie în Parlament joi azi. Dar eu nu înțeleg de ce noi așteptăm încă o săptămână.